Salutare lume, Zarnet aici. Opa. Cum gameplay am jucui în ăsta, Metro Last Light. O continuare a jocului Metro 2033, grafică mai bună, modul de stealth este mai bun. Ce mai avea nou? Este povestea între Metro 2034, adică poate să mai face și Metro 2034, nu știu sigur. Nu știu, să uită moșulică ăla. Mă rog, pentru cei care vor să știe pe unde am ajuns, sunt la partea cu Venice. Opa, un gras. Așa. Venice la partea când îl caut pe Pavel, cel care are grijă de Dark One, care trebuie să caut. Ok. Sigur vezi ce trebuie să ia? De. Ale Pavel. Fo. Ce până aici? Păi, ajung. Ok, durele. Let's go to see what Pavel wants. Now it's time for work. So, first thing, we pay Kisly and you head to Comrade Corbett. Tell him the virus container has been successfully delivered to Oktyabrskaya, okay? Hey, pretty boy. Artyom, nu viola și pasta. Nu ca mai viola vreun, cred. Și deja se odice de asta. Can't wait to touch me, can you, Dragoi? Well, if you want it that bad. What kind of dance would you like, sweetie? Tell me, don't be shy. I'm quite imaginative. No thanks. Maybe next time? Da. Ok, deci pentru cei care vor să ajungă neapărat la baza asta. A shame, really. If you decide to come back, I'm always around. Da, să plătesc pentru noi sau să mă la tipul ăla. Ok, ciudat, da. Da. Pentru cei care n-au încercat jocul și vor să-l încerce. I-aș putea să încerce Metro 2033, având în vedere că de acolo a început totul și o să vă placă mai mult jocul, având în vedere cât de diferit este. Nu e diferit ca grafică, ca idee, ca multe chestii, dar a pus fix ce lipsea jocului. Modul de stealth, acum poți să stingi oamenii să le aprins, fără, da. Armele poți să le, cum să zic eu, echipezi cu... Optimizez, cum zice, da? Să le schimb, la fel ca în Metro 2033. Poți să pui țintă, asta de amortizor. Și... nu știu ce face asta. La mesaj, cred că. Eu joc pe modul Ranger. Ce mai era? Ranger Hardcore, dar nu cred că e ce mai greu. Ranger Hardcore și Ranger... Mă știu, parcă mai era încă unul. Mă enervează scările astea. Am un fel de bug când încerc să urc peste el. Aaa, mi se pare că bug-ul ăsta l-am și la Far Cry, dar pe pietre. Am vrut să sting aia. Well... Dacă vă uitați la ceasul meu, vedeți că este ceas. Chestia, cum descrie 1, 2, 3, 4, 3. Este acum albastru pentru că e lumină, dar dacă opresc curentul, e negru. Poți să faci stealth din nou, se vede galben aici pentru că te apropi. Acum ar fi ca să vezi tu mai de aproape, mai bine. O zicem pe unul că vine să verifice. Unul cred că vine după lumină, unul cred că se duce la ușa. Boris. Stai și că e terorist. Sistemul de stealth în joc nu este foarte avansat, adică le poate la, nu știu, 5 secunde să vă depeseze chiar și cu fără lumină, dacă stați în fața lor.
Dar ideea e că chiar dacă vă despistează mai greu, odată ce v-a depistat, apa, nu mai Rambo trebuie să fii. Sau trebuie să fie ăla singur prin jur și să... Cum să vă zic eu? Te vede el, ceva de genul, se sperie și a crezut că a fost o cioară sau nu știu ceva de genul. Eu acum ca să-i dau pământ, le dau cu pumnul față și cu cuțitul. Voi puteți să... nu știu... pe la mine eu v-am pe E, puteți să dați pe V ca să-i ucideți... nu știu, vreau să iau finalul bun. Măcar la asta. Nu că la Mitru 23 nu l-am luat, dar... cum să zic eu, în joc încep la story cu povestea rea. Mă rog, gata cu te spoilere. Ups. Încă ceva... Deci nu l-am văzut pe negru eu ăsta. Negru e alb. Ce să... oare ce face la perete? Am apăsat din greșeală. Mă rog. Se mai întâmplă. Stinge o lumină. O să nu se vadă ceasul albastru. Eu zic că ceasul vă ajută foarte, 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 foarte mult. În joc. Caz. Nu prea înțeleg care este asta. Aia bănuiesc că râd pentru că au luat ciuperci. Iar ciupercile aici sunt ca... what? Mari... am vrut să zic iarbă, dar... cred că e ceva ce spune totul la tablourile. Trebuie să fi văzut și cu lumina aia, așa că s-a văzut foarte mare grijă cu luminile. De la... paznici sau ce spune, gardien. Care vin. Să stați ascuns de un colț. You'll have to. It's just starting. Omul stinga. You mean? Have a look. It won't bite. I'm attaching the filter now. Hell with that. I need a drink. Wait a minute, Spiria. What's that shit about the filter? Pentru cei care au shit. Pentru cei care au încercat Metro 2033 și mai țineți minte farurile, capcanele. Aici pot să fie ascunse mai bine, deși nu prea mai sunt așa de, cum să zic eu, multe. Fuck. What? Fuck. Îmi place pentru că pistolul este o combinație între un revolver. Cuțeavă de asta. Amortizoare. Și pe scurt, un hit. Drop your weapon, bilet. Salut, Pavel. Well, 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 what an unexpected encounter. Looking for the dead yes. one? Huh? Well, maybe there is a hope for you and Polis. But you're too late. Yeah. Those dark ones of yours are the real deal, yeah. Comrade Corbett had an eye on them for a long time. Just imagine them domesticated, then unleashed on the enemy. Hey, sau steady, nu? Steady, okay, right, 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 Rambo. You are on top. What now? You were looking for the dark one, right? Well, he is nearby, at Oktyabrskaya. I can take you there. No tricks this time. You have my word. Everyone on the ground, now! Artyom? No! Deci, D'Artagnan, cei trei mușchetari,
Păi l-am atrădat. Why did you attack the storage alone? You could have tried to call me. Well, things worked out, but you'll have to get out of here on the double. I know an exit to the surface here. There's a swamp, but it's traversable. Let's go. Deci ăsta e un prieten de-al meu, vechi, o să mă întâlnesc cu el în 2033 și aici, înainte să plecați cu mașina, o să conduceți la un moment dat, dar pe linia de tramvai, tren, metrou, ce, intrare, metrou. Iar ăla, mă trezesc la un moment dat cu el, pare de treabă, evadăm dintr-o pușcărie și care-i faza, mă trădează la un moment dat. Și mă trădează în ultimul hal. Din care evadez? Unde evadez? Ce ne bă? Uite ceva aici? Nu, ok. Și este trimis cu ultimul Dark One, care na, a rămas din explozia. De la ending-ul din 2013 cel rău. Da? Ce? 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 Ce gangster? Ah. Ok. Nu prea știu ce face costumul ăsta, dar arată ciudat. E, sunt mai... maro. Mergem către lumină. If I'm lucky, our people will be waiting for me at the outpost in the abandoned church. I will tell them everything I know about Pavel, about a test of some kind they're going to conduct, and will continue my way to Oktobraskaya. The Dark One is there. Un singur, cum să zic eu, dislike, minus, ceva ce sunt împotriva la, ar fi faptul că vocea lui Artyom s-a schimbat. Bine, știu că a trecut un an și toate cele, dar s-a schimbat mult, ceva de genul. Ia, if I'm lucky or purple, nu mai e acel gen, if I'm lucky și, nu știu, nu mai era aceeași voce. Mă rog. Povestea m-a cam băgat încet acum. Merg la suprafață. A doua sau a treia oară în joc. Suprafața arată mult mai bine față de... Ups. Oh shit, am uitat ceva. Hai mă, de ce mai respir greu? O să aveți o misiune pe la început, în care va arăta mai bine față de cum e acum. The base is right across, in the church. There's a powered winch battery, it needs fuel. You should be able to get some in the plane, or the cash in the gun. Stay out of water if you want to. Yeah. Și cam atâta pentru gameplay-ul ăsta. Am vrut doar să vedeți suprafața cum arată un pic. Până atunci, baftă cu jocul. Cei care vor să încerce și Metro 2000 Last Light, să încerce și Metro 2033 înainte, iar cei care vor să încerce Metro 2034, o să vă placă la nebunie. Pe data viitoare!